Bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi vom discuta despre refinanțarea unui credit imobiliar pe care îl avem deja în derulare. Să vedem cam cât, care ar fi câștigurile pe care le-am obține dacă am face o asemenea refinanțare. Înainte să începem, să nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și să bifați clopoțelul de all pentru a primi notificări în momentul în care avem videouri noi. Vom intra pe expertul banilor. Vom intra pe un calculator de rambursare anticipată pe care îl vom folosi ca un calculator pentru a vedea cât mai avem de plată pentru un anumit credit. Să spunem că am luat acum 3 ani un credit de, să zicem că a fost de 300.000 de lei și ne-a mai rămas 250.000 de lei de plată. 250.000 și perioada rămasă, să zicem că este de 10 ani. Rata dobânzii pe care am avut-o, de, să zicem că de 6,3% pe care am luat în momentul în care am semnat creditul și tip dobândă, să spunem că a fost o dobândă fixă, am obținut o dobândă fixă, la BCR aveau, mai au un credit cu dobândă fixă pe 10 ani și comisionul, să spunem că va fi de 0. O comisiune de rambursare anticipată 0. Acum nu vom calcula rambursarea anticipată, vom da practic 0 RON. Vom vedea cât mai este plată la acest credit. Vom apăsa pe calculator și vom vedea care este rata lunară și cât avem noi de plătit în total. Totalul este de 337.599. Vom salva această sumă. Deci asta e la creditul inițial. Credit inițial dobândă de 6,3. Și practic dobânda va fi de 87.599 aici. Dobânda de 87.599. Dacă am obținut o refinanțare pentru acest credit, ce înseamnă refinanțare? Să spunem că ofertele în piață acum sunt mai bune, să zicem că chiar la aceeași bancă, să zicem că rata dobânzii a scăzut, sub 5%, să luăm un calcul să vedem cam cu cât s-ar reduce dobânda, cât am câștigat practic. Pentru refinanțare vor mai fi câteva costuri. Va fi un cost pentru, dacă creditul a fost luat mai bine de acum un an, va trebui să fac o evaluare a imobilului, al apartamentului și vor fi din nou taxe notariale pentru ipotecă. Dar și cu acestea vom vedea că putem obține avantaje destul de consistente. Să intrăm pe consor.ro să vedem ce oferte sunt acum în piață. Să zicem, luăm creditele imobiliare. Vom selecta creditele imobiliare și ne uităm să vedem cam ce dobânzi sunt acum în piață. Vedem la BCR 4,74, 4,76, acesta fiind DAELE. Să intrăm și pe BCR, BCR Credit Imobiliar. Să facem un calcul estimativ, să vedem despre ce este vorba. Să vedem ce dobândă au aceștia. Credite, casa mea. Mergem la calculator credit, către calculator. Și investiții imobiliare, produsul, să zicem, când vom lua fără asigurare de viață, sub 30.000 de lei RON. Acestea sunt tipurile de dobândă, să zicem că luăm fixă pentru 5 ani pe variabilă. Dacă venim și cu salariul la BCR, să spunem că ne mutăm cu salariul acolo și suma este de 250.000 de RON și pe o perioadă de 10 ani, adică 120 de luni. 120 de luni, să vedem cam ce dobândă am obține. Valoarea de aia e 4,75 și la graficul de rambursare vom vedea că practic dobânda anuală este de 4,58 de fapt.
Și haideți să vedem cam care ar fi ce sumă am avea noi de plată la 4, dacă am face o refinanțare cu 4,58. Vedem că costul pentru evaluarea apartamentului este de 370 de RON și costul cu notarul depinde de evaluarea creditului, dar mai mult de 500 de euro nu cred că ar fi, mai mult de 2000 de lei. Să vedem, să luăm această dobândă. Vom lua dobânda de 4,58. 4,58. Creditul de 250.000 de RON pe 10 ani. Vom lăsa la fel. Aici, fiindcă nu calculăm plata anticipată. Și să vedem cât ne va afișa pe grafic că vom avea de plată cu noua dobândă de 4,58. Vom apăsa pe recalculare. Vom vedea că acest cost total al creditului este de 312.000, comparativ cu 337.000. Și să vedem care este practic. Aceasta va fi suma pe care noi o vom câștiga. 337.599 minus 312. Practic vom câștiga această sumă de 25.526 de lei, din care vom mai scădea și costurile pentru evaluarea apartamentului și taxele notariale. Deci 25.526 împărțim la curs valutar, să vedem cât este euro în momentul în care înregistrăm acest video, 4,92. Deci împărțit la 4,92 am câștigat în jur de 5.000 de euro prin această refinanțare, la care, după cum am mai spus, vom scădea costul evaluării apartamentului, să zicem că luăm costul de 370 de RON, cât era la BCR, și să spunem și că și costurile notariale le luăm undeva pe la 2000 de lei. Deci, practic, câștigul pe care l-am avea dacă am face refinanțare ar fi de 23.156. Împărțit la 4,92 înseamnă în jur de 4.700 de euro dacă o facem această refinanțare pe creditul de aici. Puteți să vă jucați cu acest calculator, să vedeți, să estimați cam cât mai aveți de plată și dacă ați face o refinanțare, să vedeți dacă ați ieșit în avantaj. Dar, practic, se pot câștiga sume frumoase, nemai plătind la bancă dobânda aferentă. Sper că a fost util acest tutorial. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și share. Și dacă doriți să fiți la curent cu videourile noastre, apăsați pe butonul de subscribe și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați când avem videouri noi. Vă mulțumesc, la revedere!